Un accident pe cât de spectaculos, pe atât de terifiant ar fi fost dacă soarta nu le-ar fi zâmbit celor implicați în impactul de pe Bulevardul 1 Mai. Miercuri după amiază au intrat violent în coliziune o combina agricolă și două autoturisme. O combina agricolă care se deplasa din direcția Fălticeni către Șcheia în zona metro a intrat pe contrasens după ce unul dintre cauciucuri a explodat. Utilajul scăpat de sub control de șoferul de 41 de ani din Todirești a avariat două autoturisme care circulau regulamentar. Una din mașini, un Fiat în care se aflau trei persoane, un bătrân de 75 de ani, o femeie de 68 de ani și un copil de 13 ani a fost puternic avariată. Cele trei persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital. Județean Suceava. Din fericire, aceștia au scăpat fără leziuni grave, spun medicii. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a petrecut accidentul.